Iată că, deși ne aflăm în prima săptămână a noului sezon, Mireasa, deja au apărut discuții de la curățenie, mai mult de la spălatul vaselor și nu la fete, așa cum probabil ne-am fi așteptat, având în vedere experiența sezoanelor trecute, ci la băieți sunt discuțiile acestea. Am văzut la Capricii mai devreme un material în care Liviu, care este șeful casei, săptămâna aceasta. A propus ca fiecare băiat să și spele cana, farfuria, tacâmul pentru a nu se mai aduna toate în chiuvetă. Cristian spunea că încă de la început el a făcut asta tocmai pentru a nu exista discuții și nu înțelegea de unde până unde atâta tamtam -tam pe seama acestui subiect. Nici băieții nu au un program clar de curățenie și am văzut că Robert, finalist al sezonului 8, a spus cum stătea treaba la ei. Poate o să-i ajute asta să își facă un program, să aibă fiecare câte o sarcină și, cine știe, poate nu o să mai avem astfel de discuții.